Bună ziua! Bună ziua! Cum te numești și câți ani ai? Mă numesc Maia Răpan și am 9 ani. Și pentru ce ai venit tu astăzi la mine? Pentru că mă doare stomacul. Unde mai exact te doare stomacul? Deasupra păricului. Te doare tot timpul? Te doare mai mult noaptea? Te doare, te trezești noaptea din somn sau nu? Mă doare mai ales dimineața și mă trezesc noaptea că mă arde pe piept. Te arde pe piept. Și altceva? Vărsături? Câteodată? Da. Câteodată. Scaunele sunt normale? Da. Da. Altfel să simți că e umflată burtica? Nu. Nu. Bun. Ceva tratament până acum? Mi-a dat medicul de familie controloc. Și a fost mai bine după controloc? Da, puțin. Puțin, da. De câte zile controloc? De o săptămână. De o săptămână. Ceva probleme în familie? Bunicul meu și unchiul au murit de cancer gastric. Am înțeles. Și tu, până acum o lună, alte probleme ai mai avut? Nu. Nu. Din ceea ce îmi spui, este cel mai probabil vorba de o inflamație la stomac, o problemă a stomacului tău. Ca să putem să știm cu siguranță că este vorba despre acest lucru, va trebui să facem o investigație care se numește endoscopie. Endoscopia presupune că acest tub să reușești tu să îl înghiți, pentru că are o cameră aici la capăt și această cameră o să vadă stomacelul tău. Ce spui? Da. Da? Uh-huh. Va fi o senzație ușor neplăcută, poate că puțin te va durea. Eu oricum o să fiu lângă tine pe tot parcursul endoscopiei și o să-ți explic cât o să dureze. Aproximativ 3 minute, dacă tu ești cu minte și înghiți odată cu tubul, inspir frumos pe nas și încerci să nu-ți fie frică, nu o să dureze mai mult de 3 minute. Bine. Ești de acord? Bine. Pentru că este foarte important să vedem la nivelul stomacului dacă există sau nu există niște răni mici care în timp să se transforme în alte lucruri mai grave și să te afecteze pe termen lung. Este singura metodă prin care putem să vedem exact ce se întâmplă în stomacelul tău și să-mi permită să-ți dau un tratament care să te ajute pe termen lung și să scăpăm de această problemă. Bine. Da? Sunt de acord. Ești de acord. Dacă ești de acord, va trebui să vii cu unul din părinții tăi sau cu bunici, dacă ai, care să semneze un consimțământ să putem să facem această investigație. Încă ceva mai vreau să-ți spun înainte de a încheia. Este important ca până când vii să ai un regim de viață în care tu să ai grijă ce mănânci. Deci va trebui să nu bem sucuri carbogazoase, să nu mâncăm dulciuri în exces, da? Deci fără ciocolată, fără prăjituri, fără gem, fără dulceață, fără miere. Trebuie să consumăm toate alimentele fierte, înăbușite sau la grătar. Nu mâncăm alimente picante, nu mâncăm piper, nu mâncăm ardei iute, nu mâncăm murături. Da. Da? Da. Deci trebuie să avem grijă să ținem această dietă, pentru că fără dietă, tratamentul pe care eu o să ți-l dau nu va avea niciun sens. Bine. În momentul în care o să oprim tratamentul, o luăm de la capăt, dacă tu nu ești conștientă de aceste lucruri. Bine. Da? Da. Bine, atunci aștept să ne revedem curând. Bine, la revedere! Pa, la revedere!